După ce toți consilierii locali au depus jurământul, a urmat primarul Neculai Miron. Mă angajez să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Bosanci. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Neculai Miron a ținut să le mulțumească foștilor consilieri locali pentru că au conlucrat la dezvoltarea record a localității. De asemenea, și-a exprimat bucuria că în noul Consiliu Local, în care 6 aleși se află la primul mandat, sunt oameni care vor continua proiectele de dezvoltare. Am reușit să scriem oarecum istorie în localitate și personal sunt la al treilea mandat, lucru ce nu s-a mai întâmplat în localitate, ca un primar să aibă 3 mandate consecutive. Am realizat multe lucruri frumoase în localitate, împreună cu toți consilierii, indiferent că sunt de la PSD, de la SOS, de la PNL. Împreună, de astăzi înainte, vă rog să facem administrație publică. Să lăsăm politica, să ne iertăm, să dăm mâna și în continuare să facem tot ce este bine pentru localitate. Doamne ajută! În cadrul ceremoniei, deputatul AUR, Florin Pușcașu, i-a îndemnat pe membrii deliberativului local să le onoreze încrederea tuturor bosâncenilor. Un moment solemn în care cei pe care dumneavoastră i-ați desemnat pornesc într-un nou început pe o cale de 4 ani să slujească comunitatea care i-a desemnat ca fiind reprezentanța ei lor. Vă îndemn să le onorați încrederea tuturor bosâncenilor. Nu e o misiune ușoară să reprezinți o comunitate cum este cea a Bosanciului, cu o rezonanță istorică aparte, specială. Cred că sunteți pe deplin conștienți de misiunea pe care v-ați asumat-o. Nu e doar o recompensă a efortului pe care l-ați avut în campanie, e o misiune grea, e de lucru, 4 ani de zile va trebui să reușiți să realizați acel consens care, așa cum spunea domnul primar, să aducă beneficii comunității pe care o slujiți.